Cum tinerii se îndrăgostesc, da? Iată, cum ar putea explica acest lucru? Practic n-ar putea explica, da? Mi-a plăcut o fată și mi-a plăcut și gata. Da? Și nu mi-a plăcut fata aceea, mi-a plăcut alta, da? Cumva nu știu, nu poți explica lucrul ăsta, cum ți-a plăcut sau cum s-a întâmplat. Este o chemare lăuntrică. O chemare lăuntrică care o simți că ea este la Dumnezeu și Dumnezeu te cheamă și trebuie să mergi. Și atunci când a fost chemarea de Dumnezeu, când a fost glasul acesta că să urmeze acest drum, am urmat. La vârsta de 20 de ani. Atunci învățam la Oleg Corusu la universitate, anul 2, și am lăsat universitatea între a două jumate anului. Am lăsat-o din motiv că am vrut la mănăstire. Este o chemare la Dumnezeu. Tot timpul în mănăstire se vine de la chemarea dumnezească. Cât eram în sat, paralel cu lecțiile de la școală, mergeam la școala muzicală, la acordeon. După ce am plecat la Bălț, acolo am terminat la școala profesională, am terminat la Cătuș Auto, șofer și 11 clasă și am intrat la Universitatea Oleg Corusu. Când eram copil, atunci noi veneam la mănăstire, era părintele Rafael. El era vestit, atunci era puternic în rugăciune și foarte multă lume venea la el. Veneam și noi atunci, ca copii, dar asta nu era pasiune de mănăstire sau de a urma calea monahală. Pur și simplu veneam cu copiii, împreună cu prietenii, veneam și stăm la slujbele părintelui Rafael. La general, noi toți avem câte o ascultare sau poate și mai multe în mănăstire, de care ducem răspundere. Și eu sunt responsabil și de atelierul acesta care este în mănăstire, micuț. Slujesc ca diacon și trebuie să am grijă de slujbe. Și iată acum acest proiect nou care s-a format, s-a lansat astăzi și cred că va aduce viitor. Toate lucrurile care le facem noi, chiar și în familie care le faceți și noi călugări, ele atunci sunt la Dumnezeu când nu suntem noi ca promotor. Și atât lucrurile acestea, ele când vin de la Dumnezeu, ele de la sine au amploare. Nu trebuie noi spunem efort, să facem gândire multă, să analizăm lucrurile. Proiectul cel mai mare este interviurile făcute cu fiii duhovnicești a părintului Rafael. Ele de acum sunt, poate să fie chiar peste 40 de interviuri, toate câte o oră jumate, două. Sunt lansate de acum vreo 30 de interviuri pe pagina de YouTube a Mănăstirii Nicureni. Noi ceea ce facem aceste întâlniri cu copiii gimnaziilor și liceilor. Încercăm să-i găsim pe părinții lor ca să-i punem cumva față în față, alături și de profesor și de preot, și să încercăm să discutăm acele dureri ale copiilor, acele probleme ale părinților cu copiilor și cumva împreună să găsim rezolvare ca lucrul acesta să ducă la o educație morală, spirituală și duhovnicească. Important este cele trei filme istorice, filmul 1, 2 și 3 și mai urmează 4 și 5. În 4 este viața de acum a părintelui în mănăstire și a cincea este vremurile noastre și trecerea părintelui din această lume. Eu nu tare vroiam să mă implic în partea tehnică a montajului, partea tehnică a filmării, fiind călugăr, dar așa parțial. Ceea ce este de bază, aveam dorința să cunosc. Și ca să nu mă implic de plin, a fost nevoie de o echipă de voluntari cu care să pot lucra. Și iată acești voluntari și a fost ideea de a face unele cursuri
mai profesionale. CEOFilm a făcut acest program cumva specific pentru noi, special pentru noi, unde în 6 lecții noi am învățat tot cursul așa strâns, de strictul necesar de ce este nevoie. Și acești copii după acest curs au început să arate rezultate. Acest studio are misiunea de a promova printre creștini și printre creștinii tineri de la gimnazie și licee, în primul rând, educația spirituală, morală, și într-al doilea rând, frica de Dumnezeu, adică educația creștină. Nu este o intenție de a promova cum trebuie să ne comportăm în biserică, că trebuie să venim la biserică sau că anume în biserică trebuie să fim. Asta ei singuri o să înțeleagă, dacă o să înțeleagă în primul rând că trebuie să fie educați și să fie, într-un cuvânt, oameni. Călugării nu pot să reacționeze la aceste lucruri. Lucrurile acestea pentru călugări sunt ca excepții. Un călugăr ca tare nu ar trebui să se ocupe cu așa lucruri. Un călugăr este un rugător, care el trebuie să fie mereu în rugăciune și cu tot cugetul și inima către Dumnezeu și zi și noapte. Dar noi vedem că chiar Sfântul Apostol ne spune că unul este Dumnezeu, dar diferite sunt chemările către Dumnezeu, unul și darurile dumnezeiești. Noi nu tindem spre a fi sfinți, noi tindem spre a face chemarea lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu te cheamă pe această cale, tu nu poți să spui că vrei altă cale. Dar în viața unui călugăr eu nu cred că este ceva greu dacă faci voia lui Dumnezeu. Cel mai greu lucru în viața unui călugăr este când se abate de la chemarea lui Dumnezeu și nu vrei să facă ceea ce Dumnezeu a pus în cale.